luat un indien și vrem să furișăm mâncare la spital. Bine, dar unde vă este mâncarea? Nu văd nimic aici. Melissa, de mâncare am uitat să o ascundem. Uf, atâtea repetiții și în zadar. Haideți că profesorul Atom vă ajută. Mergeți cu mine în laborator. Așa, ce să pregătesc pentru voi? Am aici niște cufrigi. Și ce să facem cu ei? Hai să-i legăm unul de altul. Iar acum îi vă prinde la gâtul tău, Melissa. Ohoho, adevărați indieni! Dar mie... Stai că am pentru tine ceva. Melissa? Un fruct exotic. Vom băga în el dulciuri. Și acum pietre de munte. Din turte dulci. Așa veți lua și veți aprinde focul. Ține, Mircea, ai grijă de aceste pietre. Dar cireașa de pe tort este aici. Ce mare! Și din ciocolată! Stai, Melissa! Asta e coada de la cireașă. Cireașa este aici. Iată și captura voastră. Ține, Melissa. Dar cred că până la spital o voi mânca. Nu, trebuie să ajungă la doamna Zinaida. Succes! Bine. Mulțumim! Pa, pa! Sper să le reușească să treacă. Tare mai sunt frumoși. Prima dată în viața mea văd indieni. Nu, cred că am halucinații. Cred că de la atâta oboseală, dar nu că sunt aici. Pot să pun mâna pe voi? Da. Sunteți reali? Și piele adevărate. Și machiaj. De unde veniți? De la Ciuca Puca, unde-i găină cât nuca. Nuca de cocos. Și ce căutați pe meleagurile noastre? Am venit să ajutăm medicina. Cum? Cu găini? Asta nu-i găină, ăsta-i soiul meu. A fost la mare și s-a bronzat. Mamă, și ce colier! Dar tu ce ai în mână aici? Niște pietre de munți. Și ce faci cu ele? Noi aprindem focul magic. Da, și fumul care se împroștie îi tratează pe toți. Prima dată aud așa ceva. Haideți atunci să începem din salonul 1. Astăzi chiar a fost internat un pacient nou. Urmați-mă. Dar ce stați? Veniți! Noi am venit pentru un caz concret. Și care este el? Doamna Zinaida, din tribul zăzăiților. Ce, și ea e din ăștia? În zadar râdeți! Este cel mai respectat trib! Este tribul căpetenilor! Ei învață carte pe toți indienii! Da! Într-adevăr, este profesoară! Bine, atunci haideți să mergem la ea! Dumneavoastră trebuie să așteptați aici. Este foarte periculos. Păcat. Aș fi vrut să văd și eu cum tratați voi. Doamna Zinaida din tribul
Zăzăitilor, este în salonul 8. Puteți merge. Bine, mulțumim. Mergem. Oare ce vor face? Tu-ți imaginezi? Am halucinații! Să beau un pic de apă! Ce-a mai găsit medicul aici? Când mă externează? Ce bine miroase! Dar cum ați trecut de doamna Colțescu? Eu și acum stăm sub impresii și crede că dumneavoastră sunteți dintr-un trip. Tripul zăzăiților! Da, cred că e speriată rău, dar mie mi-e foame. Și nu cumva să uităm, aveți un cadou special, veți ronțăi toată ziua și toată noaptea, colierul! Cu vrigii mei preferați, cu gust de lapte condensat, mulțumim! Doamna Zinaida, trebuie să plecăm în tribul nostru! Sunt sigură că și tu îți iubești așa profesorii. Gata tratamentul? Încă nu, dar trebuie și dumneavoastră să o ajutați. Cum? Eu nu cunosc specificul tratamentelor voastre. Are nevoie de multă comunicare. Trebuie să le permiteți la toate rudele și la toți prietenii ei să o viziteze. Așa funcționează tratamentul vostru? Aceasta este cea mai eficientă metodă și trebuie să o urmăm cu strictețe. Unga, unga, papadunga, unga, unga, papadunga, unga, unga, papadunga, unga, unga, papadunga. Ceva nemaipomenit. Profesore! Profi! Unde este profesorul? Melissa, privește! Profesorul Atom a lăsat ceva pe masă. Oare ce să fie toate acestea? Și aici este un costum. Melissa, e fetesc. Cred că e pentru tine. Gata, Mircea! Deja mi-am dat seama ce trebuie să fac cu toate acestea. Wow, Melissa, ce serioasă ești! Oreo pleacă în acest fenar.
ia registrul cu caietele împreună cu bomboanele. Și gata! Mircea, eu plec la spital și tu rămâi aici să-l aștepți pe profesorul Atom ca să vă gândiți la noi metode. Succes, Melissa! Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Doamna Zinaida este în salonul numărul 8? Da. Aveți nevoie de dumneaei? Eu sunt directorul școlii în care dumneaei activează și am adus caietele elevilor la verificat. Pot trece? Desigur că nu! Cum așa? Dumneaei are nevoie de odihnă cât mai multă. Caietele și registrul rămân aici, iar dulciurile le puteți duce, dar în cantități mici. Bine, mulțumim. Nici nu știam că va fi așa de ușor. Ați văzut? Comentariile voastre au dat roade. Doctorul Colțescu a devenit mai bună. Bună ziua! Ei chiar cred că eu nu observ cum de fiecare dată vin cu dulciuri? Se greșesc!